Ok, dacă ai ajuns pe acest clip, cu siguranță ți s-a întâmplat și ție. Te jucai liniștit pe telefon când, de nicăieri, a scăzut luminozitatea ecranului și ai început să te întrebi de ce se întâmplă asta, dar mai ales ce poți face ca să rezolvi problema. Ei bine, din acest clip vei afla răspunsul la aceste întrebări și hai de fapt să le luăm pe rând. Dacă ar fi să ne uităm la cauze, ele pot fi două. Sunt două cauze mari și late, iar prima dintre ele ar fi faptul că ai activă funcția de autoluminozitate a ecranului și în timp ce te joci, atingi senzorul care stabilește cât de luminat să fie ecranul. Senzorul ăsta se află de obicei în dreptul camerei de selfie de pe orice telefon și când îl acoperi cu mâna, bineînțeles că scade luminozitatea ecranului pentru că așa funcționează el. Își dă seama dacă ești într-un mediu întunecos și scade luminozitatea ecranului. Ce poți să faci în cazul în care ai autoluminozitatea activă este, bineînțeles, să o dezactivezi. Și hai să vedem cum facem lucrul ăsta. Dacă ai un iPhone, ce trebuie să faci este să intri la Settings, să mergi la Accesibilitate și să mergi aici la Display in Text Size sau în română Afișaj și Mărime Text. Deci mergi aici și jos de tot ai această opțiune de autoluminozitate sau auto-brightness în cazul în care ai iPhone-ul în engleză. Și dacă dezactivezi funcția asta, s-a dezactivat luminozitatea automată. Dacă ai un telefon cu Android, funcția s-ar putea să fie ascunsă diferit prin setări în funcție de producătorul telefonului tău, dar în general e ascunsă în meniul de afișare și luminozitate. Deci mergem la Settings și căutăm Afișare și luminozitate și când dăm click pe meniul ăsta o să vedem deja opțiunea de luminozitate automată, pe care o dezactivezi tocmai ca să nu mai funcționeze senzorul. Ba mai mult, la anumite telefoane nici nu trebuie să intri în settings, ci doar dai swipe așa de sus în jos și ai acest A în dreptul luminozității ecranului. După cum vezi, fie setezi o luminozitate manual, fie dau pe A să activezi sau să dezactivezi funcția. Atât de simplu. Bun, asta ar fi cauza 1 și după cum vezi se rezolvă foarte ușor. Pur și simplu ai o funcție de dezactivat și gata, ai scăpat și luminozitatea ecranului tău rămâne așa cum o setezi tu. Cauza 2 e mai complicată, iată și de ce. Când te joci, mai ales dacă sunt jocuri mai noi sau mai complexe, telefonul tău folosește procesorul la maximum, pentru că are nevoie de foarte multă putere ca să-ți arate ție în joc, în timp real, exact ce se întâmplă acolo. Procesorul, ca să funcționeze la puterea aia maximă, automat trage foarte multă energie și de la bateria telefonului tău. Și tot traseul ăsta aglomerat așa, duce automat și la încălzirea componentelor telefonului. Și sunt sigur că ai simțit că telefonul tău se încălzește mai mult decât de obicei atunci când ești într-un joc față de cum se întâmplă când nu ești într-un joc. Ei bine, pentru că se încălzesc multe componente ale telefonului, sistemul de operare decide să facă ceva ca să mai reducă din puterea consumată și să nu riște ca anumite piese să se strice, mai ales bateria, pentru că ea e chiar sensibilă la căldură. Și în ideea asta de a reduce din puterea consumată, decide să scadă luminozitatea ecranului, indiferent de setările pe care le ai tu în telefon și indiferent dacă ai activă opțiunea de luminozitate automată sau nu, pentru că ecranul este unul dintre cei mai mari consumatori ai bateriei telefonului tău. Și chiar dacă tu ți-ai setat totul cum trebuie, adică ai dezactivat opțiunea de luminozitate automată, să știi că telefonul tot va scădea luminozitatea pentru că este foarte încălzit și vrea să aibă grijă de bateria ta. Cam asta e pe scurt. Ce e de făcut în acest caz? Ei bine, din păcate, nu prea ai variante, pentru că singurul lucru pe care poți să-l faci este să răcești cumva telefonul, adică să-l lași să se odihnească puțin, ca să îi se mai răcească procesorul, să se mai răcească puțin bateria și de fapt să se răcorească toate componentele esențiale și luminozitatea ecranului o să vezi că revine la normal. Uneori va fi de ajuns să scoți husa telefonului când te joci și îi vei oferi destul de multă libertate cât să nu se mai încălzească prea tare și va funcționa totul fără probleme. Alteori va fi de ajuns să scoți telefonul de la încărcat în cazul în care te joci cu el în priză, tocmai pentru că încărcarea în sine oricum îl încălzește și jocul determină să se încălzească și mai tare. Iar dacă nu-l ții la încărcat, nu se va mai încălzi și mai tare. Cam așa e. Și dacă nici faza asta cu husa nu merge, nici faza cu telefonul neținut la încărcat nu funcționează, că poate chiar nu te joci cu el ținut în priză, înseamnă că jocul respectiv consumă mult prea multe resurse pentru cât poate telefonul tău să ducă în condiții optime. Și pentru că ne-am obișnuit deja în clipul ăsta cu câte două opțiuni, să știi că și aici un joc care consumă multe resurse ar putea consuma aceste resurse în două situații. 1. Fie jocul nu e optimizat cum trebuie și consumă mai mult decât ar trebui și la următorul update al jocului problema s-ar putea să se rezolve de la sine, fără să faci tu nimic. Iar a doua situație, s-ar putea că telefonul tău să fie puțin cam vechi pentru jocul ăsta, adică dacă ai un telefon care deja e de vreo 3-4 ani lansat, procesorul lui chiar se chinuie să poată rula un joc gândit pentru
2022 sau pentru telefoanele lansate anul ăsta, oricum. Ce pot să spun sigur este că nu există riscul ca telefonul tău să ia foc sau să-ți închidă de tot luminozitatea ecranului în timp ce te joci, că toate telefoanele au tot soiul de sisteme de protecție pentru asta, dar cu siguranță bateria lui se va degrada mai repede dacă stă fierbinte pentru mult timp în fiecare zi. Deci, dacă nu-ți pasă foarte mult de degradarea bateriei, poți să te joci liniștit în continuare cu telefonul fierbinte și să te obișnuiești cu faptul că luminozitatea lui scade când te joci. Dar dacă vrei să protejezi cumva bateria în timp, ar fi bine să nu supui telefonul unui astfel de stres prea des. Și ori să te joci mai puțin, ori să faci cumva să nu se încălzească foarte tare. Iar dacă te-a ajutat acest clip, te invit să-l susții apăsând pe butonul de thanks de mai jos și dacă vrei să vezi un alt clip util, ți-l recomand pe cel de aici.